Bună dimineața, ora 6:20 în Tallinn, Cooper-i afară. Nu știu cum voi ați petrecut dimineața voastră, dar eu, Cooper, vin te-o frumoasă alături. Dar eu dimineața am stat și am ascultat-o pe Veronica Drăgălin. Adică am ascultat primul interviu neregizat, sper eu, al ei. Primul interviu televizat. Rog mult toate interviurile pentru Zgardi, Hirardi și Aldi Durnal, nu le considerați. Este normal că au fost regizate sau cel puțin au fost coordonate cu cei din PAS. Nu neapărat cu cunoștință, cer scuze pentru cacofonie, a Veronica Drăgălin. Ce vreau eu să vă spun? Duminică dimineață, 20 august. Duminică dimineață eu scream următoarele rânduri. Problema cea mai mare a Veronica Drăgălin este faptul că ea este americană și nu moldoveancă. Ea gândește într-un alt sistem de valori care nu poate fi aplicat în Republica Moldova. Ea nu înțelege de ce e o problemă pentru moldoveni faptul că procurorul șef de la anticorupție pune foto de la anunț sau vacanță. Ea nu înțelege de ce oamenii angajați nu își fac lucrul corect și cinstit. Pentru ea e aberant faptul că procurorii sunt corupți. Iată, emisiunea de ieri a demonstrat cu vârf și îndesat ceea ce scriam eu. Ea este axată, bazat doar pe munca ei. Toate întrebările de alături ea nu le-a răspuns pentru că a explicat simplu. Nu este tema ei și nu o interesează. Tot ceea ce legat de procuratură ea a răspuns. Câteva momente pe care aș vrea să le fixez probabil. Hai să începem de la media pentru că cel mai aproape. Interviul a conținut și mici elemente de comedie atunci când Gheorghe Gonța l-a numit pe un oarecare Snejanovici jurnalist. Asta e comedie curată pentru că, iată, asta este una dintre problemele celor care vin de undeva din altă parte în Moldova, nu prea știu realitățile. De exemplu, nu prea știu lista angajaților din media care au fost sponsorizați de Filat atunci când el era la guvernare. Nu prea știu, de exemplu, istoria vânzării Unimedia pe banii de la BM. Unimedia care a fost vândut, voi nu vă spăreți că eu mă uit în părți la mine când le spunem. Nu prea știu istoria vânzării Unimedia și faptul că, de exemplu, după asta Unimedia a fost revândută, iar cel care chipurile a vândut și a cumpărat și pe urmă a vândut Unimedia la moment este consilier al primului ministru. Sunt multe chestii din media pe care cei care vin din diaspora nu prea le cunosc. Totodată există foarte mare problema cu Telegram-ul, într-adevăr ea există și problema cea mai mare este că într-adevăr sunt foarte mulți oameni cu bani, supărați, abijunui, cum spune la noi, care sunt gata să meargă peste principii care nu au în general principii și valori. Și eu pot să confirm că toată istoria aceea cu Sisu și Plivan, nota de la Sis, este un fake. Eu sunt mai mult ca sigur că nu există nicio istorie de dragoste mare între Vasile Plivan și Veronica Drăgălin și mai sunt o serie de fake-uri, o serie de porcării scrise la dorința unor anumiți oameni care făceau rublet în structurile de forțe ale statului și acum sunt obișnuiți și vor înapoi la cormușcă. Ce vroiam eu să vă mai spun? Despre mame. Mama totuși este un lucru sfânt, chiar dacă uneori și arde măliga. Nu cred că este cazul ca cineva să se anină de mama, inclusiv de mama procurorului șef. Adică personal atunci când aveți ceva, adresați-vă. Dar nu cred că e cazul ca procuroarea șefă să răspundă pentru ceea ce face mama. Mai ales că eu am înțeles istoria cu Facebook-ul. Ea pune pe Facebook ceea ce are doar pentru a demonstra faptul că ea este transparentă, ceea ce ea își dorește și ceea ce consideră ea corect să facă. Asta este. De altfel, azi e ziua mamei. Nu, dar asta deja e privat. Hai noroc!